Se pare că Robert este în continuare deranjat de reacția Simonei de duminică seară, știți când vorbea despre Ionela că s-a aruncat în brațele lui și câte jigniri au mai fost, dar pe el nu asta l-a deranjat, ci faptul că a pus accentul pe chestia aceasta că ar fi, ar fi fost foarte beat, că era beat rangă și Robert spunea că nu este așa. Acum în live a încercat cumva să dea și în ea, spunând că ea nu pare că e îndrăgostită de Sorin și speră să se înșele. Din partea lui vede sentimente, dorință, atracție, din partea ei nu și că lucrurile acestea se vor vedea afară. Și mai sugera că ar trebui să își vadă de treaba ei și de relația ei și să-l lase pe el în pace. A sărit și doamna Ana în apărarea acesteia, iar, într-un final, Simona a zis că își cere scuze și că, într-adevăr, o să-și vadă de treaba ei.